Ambal cluzele au încheiat anul 2014 cu un turneu de verificare la Brașov, la care au mai fost prezente Unirea Slobozia, HCM Roman și formația gazdă Corona Brașov. Handbalistele de la HC Zalău au efectuat înaintea sărbătorilor de iarnă un stagiu de pregătire la Cheile Grădiștei, iar zilele trecute au participat la un turneu de verificare la Brașov, la care au mai fost prezente Unirea Slobozia, HCM Roman și formația gazdă Corona Brașov. Dintre cele două jucătoare prezente la campionatul european, doar Crina Pintea s-a alăturat lotului condus de Gheorghe Tadici în cantonamentul de la Cheile Grădiștei, Georgiana Ciuciulete rămânând acasă, unde a urmat un program special alături de Roxana Varga. La stadiul de pregătire nu au participat nici Adina Mureșan și Andrada Pop, care se află în continuare într-o perioadă de recuperare după operațiile la care au fost supuse. La turneul de la Brașov, HC Zalău a pierdut toate cele trei jocuri susținute, însă managerul Gheorghe Tadici a folosit toate jucătoarele pe care le-a avut la dispoziție, încercând mai multe formule de joc. În primul duel, zălăoancele au pierdut cu scorul de 23-29 în fața romanului, după ce tot moldovencele au condus și la pauză cu 15-10. În al doilea duel, Handball Club Zalău a pierdut cu 22-25 disputa cu Unirea Slobozia, iar în fața formației organizatoare Corona Brașov a cedat cu 27-29. Vor urma 3 zile de vacanță pentru Georgiana Ciuciulete și compania, iar din 2 ianuarie handbalistele conduse de Gheorghe Tadici vor reveni la antrenamente urmând să participe în perioada 3-4 ianuarie la un nou turneu amical la Cluj, unde vor mai fi prezente HCM Baia Mare, Universitatea Alexandru Ion Cluj și Alba Sebeș.